Salutare și bine te-am regăsit la un nou video cu Brawl Stars, unde vom vedea care este mâncarea preferată a tuturor brawlerilor. Așa că stai până la finalul acestui video pentru că va fi foarte, foarte interesant. Dar înainte, am o provocare pentru tine: să apeși pe butonul de like, pe cel de subscribe cu nasul în mai puțin de 3 secunde, iar apoi să scrii în comentarii "am reușit" și vei apărea în următorul meu videoclip. Iar acum, haideți să ieșim de aici, de la Brawl TV, și să vă explic mai exact cum vom vedea noi care este mâncarea preferată a tuturor brawlerilor. Bine, ne vom uita la un video în care efectiv ne va arăta toate mâncărurile preferate a brawlerilor din Brawl Stars. Și da, la unii brawleri ne putem da seama care este mâncarea preferată a brawlerilor, cum ar fi Doug, care este și în thumbnail, care ar fi mâncarea preferată a lui Doug. E bine, normal că hotdog, nu? Pentru că chiar el are în mână un hotdog. Și la Lu ne mai putem da seama, este chiar înghețata. Și mai sunt și alți brawleri dintre toți aceștia 81, dar sunt și foarte mulți, chiar mai mulți decât la care ne putem da seama, la care gen nu ne putem da seama. Ok, hai să nu mai stăm la ta discuții și hai să vedem care este mâncarea preferată a tuturor brawlerilor. Ok, și avem acest video care este de la Celevan sau, mă rog, nu știu cum ar trebui să citesc numele, Every Brawler's Favorite Food, mai exact asta este titlul videoului. I-am dat și o like, cum trebuie să faceți și voi la videoul meu. Și fără să mai stăm la discuții, hai să vedem care este mâncarea preferată a brawlerilor, pentru că la unii brawleri iar nu știu care ar putea fi mâncarea preferată, spre exemplu la Colt, adică care ar fi mâncarea preferată a lui Colt? Habar n-am, dar oricum vom vedea în acest video. Chiar sunt curios ce spune tipul ăsta despre mâncarea preferată a lui Colt, pentru că habar n-am ce ar putea fi. În fine, aveți videoul în descriere. Hai să-i dăm play. Eu așa avem Shelly. Ia mă că chiar sunt curios care e mâncarea preferată a lui Shelly. Ia să vedem. Și taco. What? Adică de ce taco? What? Ok. Ok, să zicem că este taco, dacă așa zice tipul ăsta, nu? Păi la Nita avem spaghete și da, aici chiar cred că sunt spaghetele, pentru că la Brawl Stars pusese mai de mult o animație pe canalul lor în care, într-o anumită parte, Nita mânca spaghete, dacă nu mă înșel, așa cred că era, dar cred că așa a spus și tipul ăsta, că gen de acolo. Și Colt Burger, ha? Colt îi plac burgerii, la Bull tot avem un burgeraș. Ok, și Brock, Taco Bell, what? Ok, mâncarea preferată lui Brock e de la Taco Bell. Dai, ce, El Primo, ok, ok. Ăștia, nu mai știu cum se numeau, în engleză se zicea nachos sau ceva de genul ăsta. Da, nu sunt sigur, dar oricum. Ok, hai să vedem, Barley, ok, niște cărniță, ia uite-l pe Barley, de ce ne arătăm pe Barley, băi, Barley. Aici la Poco cred că avem Burrito, nu? Ok, stai, că ne arată cam rapid, deci Poco Burrito. Ha? Cum adică Poco e un schelete, nu? Mănâncă Poco dacă e schelete? Habar n-am, dar ok. Rosa, avem salată, logic, pentru că gen, da, Rosa e chiar făcută, de fapt, ha? Era zic că era făcută din plante, what? Ok, nu, are mănuși din asta de plante. Acolo în spate cred că are un ghiozdan făcut dintr-o plantă carnivoră sau ceva de genul ăsta. Dar în fine, da, deci este salată. Ok, apoi avem apoi avem Jessie care, ha? De ce egg? Pam aici, este Pam ou aici. What? Ok, pe clătitele astea avem clătite și gen Pam este aici sus, adică, ai ce? Adică, ha, ia și, ce sunet? Avem și sunet, ia. Ce? Ah, ok, deci ne zice ăsta. Ok, nu, ok, o să pun eu o muzică pe fundal. Stai, bă, stai că e prea rapid, ok. Hai să vedem, hai să vedem. Deci aici avem pe Jessie care gen, what? Ok, habar n-am ce a fost la Jessie aia, dar ok. Hai să vedem. Dynamic Cheetos, what? Ok, ok, unele chiar nu au sens, sigur, observați și voi. Tic, what? Ulei, Tic mănâncă ulei. Stai, stai, ce? Ok, 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 ok. Tot ce o să zic este ok. Cred că am zis ok de 10 ori sau ceva. Dar da, la 8-bit avem înghețată. Stai, ce? Cum adică lui 8-bit îi place înghețata? Când 8-bit este un robot, 8-bit e o mașinărie. Ok, n-am să zic absolut nimic. Ok, 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 gen, pur și simplu să stau liniștit aici pe scaunel. Bine, hai să vedem, ce e asta? Mă, ce? Ok, și la Penny. Și avem, avem niște monezi. Avem Penny, efectiv. Avem efectiv monezi. Cum adică Penny mănâncă Penny? La Carl avem ceva cadele sau ceva genul ăsta, bomboane de astea. Ok, și la Jiki avem o pizza. Ok, dar chiar unele n-au niciun sens din câte observați voi, că pur și simplu n-ai de unde să știi la unii brawleri care e mâncarea lor preferată. Și pur și simplu inventezi și tu, nu? La Gas avem, avem, bă, doar tipul ăsta știe ce a vrut să zic aici, adică what? Ce ar trebui să fie? Opa, stai că dau peste microfon, stați, bă, bă, alo, 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 stai așa, deci habar n-am ce ar trebui să fie, unde mă, nu aici, la Gas, gen, ce e asta? Habar n-am, ziceți-mi voi în comentarii ce e chestia aia, pentru că, da,
Aici l-avem pe Bo. Stai că, ok, efectiv sunt prea rapizi. Adică, brawlerii trec prea rapid pe aici. Deci probabil că nu o să opresc și o să zic ceva la fiecare. Pentru că, cred că videoul ăsta ar fi de o oră. Adică, da, Ems, Starbucks se pare. Stu, benzină, ok, ceva perfect, normal. La Piper avem o brioșă, evident, evident, evident. La Pam avem o grămadă de McDonald's. Avem la Pam, că normal, adică normal, cum să nu, ok. Ok, de ce le arată pe Frank? Ok, habar, n-a zis absolut nimic. Adică, tipul ăsta, Celevan ăsta, cum l-o chema pe el, e un pic cam ciudat. Ok, Bibi Sushi avem, ok, 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 ok. Ok, tot pizza, ok, ok, ok. Credeam că miere, nu? Bine, mierea nu-i practic o mâncare, nu? Dar da, putem zice că este, nu? Adică o mâncăm, nu? La Nani. Abar n-am, fulgere, tunete, nu știu ce-i pe acolo. Doamne, Drift, ce mă? Ok, nu, deci e prea ciudat domnul Celevan ăsta. Nu știu ce, ăstea sunt afine? Sau ce sunt alea? Măsline? Ok, sunt sigur că nu sunt măsline totuși. Bă, dar stai, bă, eu v-am zis că ăștia trec prea repede prin fața mea. Nici nu pot să gândesc aici, uite. Bonii, geleuri. Ha, ce mă? Ok, din nou înghețată din asta, ce o fi? Ok, Colette, Colette, pic, și Colette ce mănâncă? Bel, mănâncă mă Bel, Bel, ha, biscuiți. Ok, eu v-am spus că n-au niciun sens, adică pe bune. Ești gunoi, ce mă? Ok, 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 ok. Nu, deci nu o să zic absolut nimic pentru că e prea ciudat, adică, uite și Sam, din ăstea, biscuiți ăștia. Mandy Acadea, evident, ok, da, e cam ciudat videoul ăsta totuși. Maisie, popcorn, ok. Hank, alge, bă, what? Hank mănâncă alge, doamne, ce nebun. Pearl din ăștia, biscuiți de aia, ok. Pearl, practic, Pearl e un cuptor, adică uitați-vă și voi, e un cuptor. Adică, mă, ce? Ok, Larry and Larry. Ok, gogoș, bă, what? Dar eu nu înțeleg de ce a pus și roboții, pentru că, adică, roboții nu mănâncă, nu? Adică, evident, nu știu de ce a pus și roboții. Ok, Angelo, sânge, evident, pentru că e un țânțar. Mortis, carne, păi, trebuie să fie sânge, pentru că e un vampir, nu? Habar n-am de ce nu este și la Mortis. Adică, Celevan ăsta, eu v-am spus, tipul ăsta de a făcut video, e un pic cam ciudățel, așa el, adică, nu știu ce să spun. Ok, ok, ignorați-mă, Max, avem ăsta, Max, energie, gen, de, stai că mai să vorbesc, de-i dă energie. Și că Max, chiar, l-are și în joc, practic, cred că în animație l-are sau ceva. Ok, la Mr. P, mă gândeam că, asta e, rasică, bă, nu aș să vorbesc, ok. Ignorați-mă că fac aici ca un orangutan, dar da, era zic că la Mr. Pitty bia să fie pește, doar că chiar este pește, adică e ceva, e un pește, nu, e somon, ceva. Ok, la Sprout avem, ce plante, ce erau alea, bă, what? Ok, la Byron avem, hai, ce erau alea? Bă, what, ce mănâncă Musquick? What, ce? Ok, nu, n-am zic absolut nimic, bă, asta e pâine sau ce? Ha, ok, nu știu, abar n-am, ok, nu o să zic absolut nimic, pentru că v-am spus, Celevan ăsta e mai ciudat, el așa de felul lui. Este în culorile steagului României? What? Stai, mă, ce? Ha, de ce e în culorile steagului României, mă, poftim? Da, v-am spus că Celevan ăla e cam ciudățel. La acolo ne era să avem niște mâncărică de căței, bineînțeles, nu? Mă, la bază avem cartofi, bă, what? Deci le cam plac mecul la brawlerii ăștia, adică pe bune, Feng, popcorn, bineînțeles. La Eve, bă, dar chiar Eve ce mănâncă? Mâncare de căței mănâncă? A, nu mai fasole, doamne, ce că mâncare de căței. Aolo, bă, la, eu mă gândesc la mâncare de căței când văd fasole. Doamne, ok, Otis, ești și eu, credeam că și el mănâncă alge, mă, ce? Artia, păi, bă, eu nu înțeleg, de ce? Ha, ce e asta? What? Ok, habar n-am de ce a inclus și roboții încă o dată, zic asta. Că nu știu ce, Willow avem. Avem o muscă, pentru că da, Willow e o broască. La Duck ce-ar putea fi? Evident că hotdog, nu? Adică ce-ar putea fi la Duck, nu? Adică, ha, ok. Ok, la Chuck ce mă asta? Piure? Era zic că Chuck e vampir, dar sincer să fiu, habar n-am ce Chuck ăsta. Bănesc că e și el un om, nu? La Charlie avem melcișori. Ok, ok, ok. La Mico, păi e maimuță, nu? Banană, ce să mănânce Mico ăsta, nu? Deci la Mico e un brawler evident, să zic așa, că da, e mai mult, să nu, ce mănâncă mai mulțele bane, nu? E logic, nu? Ok, de ce toți zic asta? Ok, ce era la Melody? Era ceva tort, cred. La Lily avem căpșuni. Ok, la Spike ce avem? Bă, ce mănâncă? Spike, ok. Spike mănâncă apă. Ok, la Crow avem râme. Bă, ce? Ok, la Leon Acadea. Ia, uite aici Sandy, bă, Sandy mănâncă nisip, nu?
Oh, ok, se pare că nu. Că asta mănâncă. Mega, avem paste. Ok, ok, ok. Amber, ce? Vreau să zic că e un ardei, dar... De ce arată așa, mă, ce? Ok, n-am să zic absolut nimic. La Surge avem un suculeț. Ok, ok, ok. Chester, ia mă, ce mănâncă Chester? What? Chester mănâncă Oreo? Adică nu mănâncă, practic e mâncarea lor preferată. Nu, de ce zic că mănâncă? E mâncarea lor preferată, nu că mănâncă ceva, nu? Nu, 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 ok. Bă, nu, ok, nu știu, da. Nu știu ce tot zic eu aici, dar da. Cordelius, ciupercuțe, bine. Ok, kit, păi mâncare de pisici, nu? Da, 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 da. Finally, ce? Draco. Ia, bă, ce mănâncă Draco? Ia, ce mănâncă Draco? Bă, what? Ce? Ce? Ok, iar am zis ce mănâncă Draco, nu? Mâncarea preferată a lui Draco, bă, what? Ok, și nu înțeleg ce e asta, adică, ziceți-mi și mie ce mănâncă Draco. Cred că pasta mănâncă dragonului, nu-i Draco, adică, ce? Ok, ok, și asta ce zice? Ok, ne mulțumește că ne-am uitat la video-ul lui, care n-are niciun sens, bă, celevanule, băi! Ok, da, unii se vede că parcă am inventat și el, nu? Pentru că pur și simplu n-avem de unde să știm, nu? Adică, cum să știm noi, pe bune, cum să știm noi ce mănâncă Colt? Bă, dar chiar Colt a apărut? Cred că da, nu? Bă, parcă nu, cred că l-a uitat pe Colt, nu? Parcă n-a apărut Colt, ia scrieți-mi voi în comentarii că nu știu de ce, dar parcă Colt n-a apărut, nu știu, ori am uitat eu de acum 3 minute, 5 minute, cât or fi. Dar da, am ajuns și până la finalul acestui video, dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe, pentru că dacă ați rămas până aici, este normal că v-a plăcut acest video, nu? Pentru că dacă nu v-a fi plăcut, ieșiți de pe video, nu? A, uite mă că a apărut Colt. Ok, deci da, cum spuneam, apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe dacă v-a plăcut acest video, pentru că mă ajută enorm, enorm de mult. Și ce pot să zic, apăsați pe un video care apare în momentul acesta pe ecran, iar noi ne vedem acolo. Pa, pa!